Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să activați notificările pentru a fi primul care află despre videoclipuri noi. Sincere felicitări pentru câștigarea premiului domnului Halil Ibrahim Ceyhan. Cu actoria și munca sa, a câștigat și a câștigat sincer simpatia unui public numeros. Jocul nedrept al producției Carmel tocmai a arătat golul potrivit și a scos-o grosolan pe domnișoara Sila Turcoglu de la premiul binemeritat. Dacă i-ar fi permis să participe la ceremonia de premiere, ar fi primit un punct pozitiv și ar fi spălat puțin din toată povestea. Din păcate, toată afacerea nu este în favoarea tinerei actrițe. Indiferent de greutățile pe care le-a avut, a trebuit să se comporte ca un profesionist și să știe că nu este milă în acel joc. Publicului cu siguranță îi pare rău pentru că Sila este o tânără actriță talentată, dar încă nu este o mare vedetă care să permită astfel de evenimente. Sper din tot sufletul că va avea un manager bun în viitor. Când praful se va așeza în jurul tuturor, cu siguranță vor juca din nou în proiecte noi. Au nevoie doar să supraviețuiască. Colegul ei, domnul Ceyhan, este un adevărat profesionist, el a învățat toate acele lecții cu mult timp în urmă. Face parte dintr-un grup de oameni buni și în timp ce vorbea, liderul nepoliticos părea că vrea să-l alunge. Foarte nepoliticos. Domnul Ceyhan a primit cuvântul să vă mulțumească și să spună ceva, dar gazda s-a dovedit a fi nepoliticos și neconsiderat. Fi smerit și înghite-ți mândria. Aceștia acceptă că Halil Ibrahim nu a câștigat singur acest premiu. Premiul nu este pentru cel mai bun actor. Nu uita niciodată că acest premiu este pentru cel mai bun cuplu. Și indiferent dacă vă place sau nu, actrița Sila este și va fi întotdeauna o actriță minunată și excelentă, precum și actorul Halil Ibrahim. Dragi urmăritori, puteți să ne împărtășiți părerile despre acest subiect în secțiunea de comentarii. Am ajuns la finalul videoclipului nostru deocamdată. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine! La revedere!